Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. Vă place doamna din imagine? O frumusețe de femeie. Hitler, Newert sau Nauert sau cum vreți, depinde ce limbă folosim ca limbă maternă pentru citirea numelui doamnei. Doamna, o frumusețe de femeie, o blondă cu ochi cenușii. Este femeia cu mesajul. Știți femeia cu mesajul? E porumbelul. Dânsa este porumbelul care a traversat Atlanticul și toată Europa Occidentală și azi noapte a dat foc internetului inițial și apoi a dat foc tuturor televiziunilor din România. Nu mai putea să doarmă nimeni liniștit, pentru că fie în engleză, fie în română, televizoarele erau pe roșu, pe galben, pe albastru, pe verde și prezentau mesajul Departamentului de Stat al SUA, adică Ministerul lor de Externe. Ei n-au ministere, la ei nu există ministrul apărării, este șeful Departamentului Apărării sau al Pentagonului. Bun, doamna Nauert, Hitler, ne-a trimis ca purtător de cuvânt al diplomației americane, ne-a trimis, iată, acest document, uitați-l acilișa, US Department of State, iată-l, îl știți deja că l-au prezentat absolut toate televiziunile și pe față și pe spate și în engleză și în română. Repet, acest document cere Parlamentului de la București să voteze într-un anumit fel. Acest document spune cu subiect și predicat că americanii sunt extrem de îngrijorați de maniera în care România tratează viitoarea legislație din domeniul justiției. Știu că telefoanele vă aparțin, știu că aveți numerele afișate pe ecran, dar nu pot să încep emisiunea fără un punct de vedere și cu discernământ, și cu experiență, și cu bun simț. Cristian Diaconescu, bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc eu, domnule ministru, că ați acceptat să fiți alături de telespectatorii B1 TV, fapt pentru care trec direct la subiect ca să nu pierdem vremea. Cât înseamnă în termeni diplomatici mesajul pe care frumoasa doamnă ni l-a trimis în numele diplomației americane și înțeleg eu de la ambasador în numele Statelor Unite, pentru că azi ambasadorul Clem a fost foarte clar, domnule Diaconescu, nu vorbiți în numele meu, ci vorbesc ca ambasador, adică vorbesc ca trimis al lui Donald Trump. Da, deci haideți să vedem cum se așează acest demers. În primul rând, da, frumoasa doamnă este fost jurnalistă la Fox News. Deci e undeva din zona dumneavoastră de competență. Ministerul lor de externe, Departamentul de Stat, cum bine ați subliniat, reprezintă poziția Statelor Unite. Peste Departamentul de Stat nu mai vorbește decât președintele Statelor Unite. Ambasadorul, șefii oficiilor diplomatice, reprezintă poziția Ministerului de Externe. Deci cam aceasta este ierarhia. Din punctul lor de vedere, deci au transmis o categorie de mesaj. Cred că mulți s-au concentrat pe formă, pe atitudine, pe cuvintele din acest mesaj, dar v-aș propune să începem cu fondul problemei. Fondul problemei este legat de o chestiune în ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar și anumite demersuri din Parlamentul României, apreciate de administrația de la Washington ca fiind o încălcare a linii roșii între politic și justiție. Un demers aproape similar, inclusiv în ceea ce privește verbele folosite, a fost făcut de Departamentul de Stat în legătură cu situația din Polonia. Ceea ce lipsește în mesajul privind România, dar apare în mesajul din Polonia, este faptul că acolo, în relația cu Polonia, SUA consideră că, indiferent totuși de ce se întâmplă, Polonia rămâne un aliat de nădejde al Americii în Europa. De ce lipsește și dacă asta are o semnificație, sigur, în mesajul vis-a-vis de România, sigur că poate fi o problemă. Sunt două feluri de români, cel puțin în ceea ce privește dialogurile pe care le-am avut eu în ultimele 12 ore. Am întâlnit români care spuneau, bă, Tudor, este inacceptabil să folosești verbul cerem Parlamentului, și aici mă refer la Parlamentul de la București, atenție, vorbim de diplomația americană, și sunt români care spun, e normal să ne ceară de vreme ce noi le cerem garanții de securitate, le cerem să ne fie parteneri strategici, le-am cerut să ne primească NATO, ne asigură, traiul cât de cât liniștit la frontiera de est a NATO. Care dintre cei aproape ireconciliabile, domnule Diaconescu? Unii care spun, bă, Tudor, am ajuns sclavii americani, suntem al 51-lea stat, dar nu ne dă nimic, adică nici măcar banii pe care i-are Nebraska sau Ohio sau Utah, nu-i avem,
da? De la Guvernul Federal, și alții care spun, păi stai mă, e normal să ne ceară să facem într-un fel de vreme ce am intrat în casa lor la solicitarea noastră. Care parte din România, împărțită astfel în două, are dreptate, domnule ministru? În mod paradoxal, eu cred că ambele tabere, într-o oarecare măsură, au dreptate. Dar mai important și mai semnificativ pentru România de mâine, mai puțin decât pentru politicienii și România de azi, cei care spun, avem un raport în care Statele Unite asigură 70% din garanțiile de securitate în ceea ce privește România în această regiune, la fel de complicată, și am avut onoarea, fiind invitată dumneavoastră, să mai discutăm aceste lucruri în emisiune, zona la fel de complicată, aproape la fel de complicată cum este Orientul Mijlociu astăzi. De ce? Pentru că există o amenințare dinspre Est și tot ce înseamnă Alianța Nord-Atlantică investește în acest moment în desfășurare de trupe, în decizii politice, iar în aceste decizii, inclusiv desfășurarea de trupe, Statele Unite acoperă 70%, se poate vedea pe buget. Sigur că anumite verbe sau anumite atitudini sau modul în care a apărut acest mesaj ultimativ, sigur că poate ridica semne de întrebare, fără îndoială. Ultima întrebare. Ce vreau să vă spun însă este că acest mesaj al Departamentului de Stat, în mod normal, poate ne-a luat pe noi prin surprindere. Dar pe autoritățile de la București, nu. Sau cel puțin nu ar fi trebuit să se întâmple acest lucru. De ce? Pentru că demersuri în legătură cu poziția americană față de demersurile legate de justiție au fost făcute la toate instituțiile statului în mod repetat. Acum să întrebăm pe cei de la instituțiile statului dacă au informat partea americană, dacă au convins partea americană de faptul că ceea ce fac ei este în regulă, sau dacă o fi mințit pe cineva. Ultima întrebare vreau să o adresez. Este important să știm acest lucru. Ultima întrebare vreau să o adresez nu fostului șef al diplomației Cristian Diaconescu, ci omului politic, politicianului. Faptul că deputatul Pleșoianu de la PSD, senatorul Șerban Nicolae de la PSD, ministrul Lia Olguța Vasilescu de la PSD, ba chiar și domnul Cătălin Predoiu de la PNL, fost PDL, astăzi, pe tonalități mai grave sau mai puțin grave, au criticat fie tonul, fie conținutul acestui comunicat al americanilor. Este un semnal că, virgulă, nu e fără virgulă, că clasa, nici nu știu dacă e cacofonie, fără virgulă, clasa politică din România are o reacție electoral-patriotardă sau are o reacție cu adevărat românească de mesaj, bă, nu suntem sclavii nimănui? Are o reacție emoțională pentru că discuția nu poate fi pusă în acești termeni de subordonare. De ce spun acest lucru? Acest mesaj al Departamentului de Stat și reacțiile de la București sunt astăzi, vor mai fi și mâine, după care trec. Problema însă rămâne. Pe mine mă interesează și m-ar fi interesat ca autoritățile române, unu, să ia act de acest mesaj și să spună vom analiza întreaga situație și vom discuta. După care, pe canale neoficiale, se discută cu partea americană și se găsește o soluție de ieșire. Pentru că nici administrația americană nu va renunța la această evaluare, nu va renunța, indiferent de nervozitățile de la București, și partea română are un subiect astăzi în Parlament pe care, dincolo de emoții țâvne și vehemențe, repet, unele poate întemeiate, va trebui acest subiect să-l rezolve. Am înțeles. Am promis în mod eronat și îmi cer scuze. Nu era ultima întrebare, abia aceasta e ultima întrebare. Vă rog. Faptul că până la ora 17 și 8 minute diplomația română nu are nici un fel de ieșire în fața poporului, pe care poporul îl reprezintă în afara țării, că de-aia se cheamă diplomație, adică meleșcanul și toată structura. Nu are nici un fel de reacție diplomația română până la această oră, în raport cu ce a spus porumbelul frumos prin mesajul dat în numele ministrului de externe al Americii, cum e? Ați pus punctul pe ei. Este exact problema. Ceea ce se consemnează în planul reacției oficiale este reacția Ministerului de Externe. Restul sunt chestiuni care se consideră a fi politică internă. Vă mulțumesc foarte mult, ați dat dovadă de cinism și eleganță în egală măsură. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru. A fost Cristian Diaconescu, fost șef al diplomației române, în direct cu noi. O să mai încercăm câteva telefoane, o să-l sunăm pe domnul Pleșoianu, cel care a
dat foc cu adevărat, a pus 6 canistre de benzină pe Facebook cu o declarație incredibilă. O să vorbim despre ea imediat, o să încercăm să vorbim și cu Șerban Nicolae, o să încercăm să vorbim, domnul Ponta ne-a refuzat de la bun început, l-am sunat pe Victor Ponta și a declinat astăzi, poate altă dată va fi în direct cu noi astăzi, nu. De ce? Pe domnul Predoi o să încercăm să-l sunăm să ne spună ce a vrut să zică poetul cu versurile, nu mi-a plăcut tonul cu care au vorbit americanii, pentru că dacă de la pesediște mai aștepți să se ia în bețe cu marele licurici de peste Atlantic, măștia la liberali, Orban, cel puțin ce am văzut eu azi, era trup și suflet cu americanii. Domnul Clem, pe care îl vedeți acelea în imagine, este foarte ferm. A spus-o cu subiect și predicat. Eu vorbesc nu în nume personal, vorbesc în numele Statelor Unite ale Americii, care m-au trimis aici ca ambasador al lor. Adică cine și-a făcut iluzia că Hans Clem vorbește gura fără el, este fie prost, fie rău intenționat, adică manipulator. Șeful diplomației l-a mandatat pe ambasadorul american la București să spună exact ce a spus, iar pe doamna, frumoasa doamnă purtător de cuvânt, a mandatat-o să dea... Bă, știți că am auzit aseară la o televiziune, aparent serioasă, am auzit ceva de genul, terminați-vă, bă, că nu e adevărat, vorbește aia, vorbește proasta aia, gura fără ea. Am auzit cu urechile mele, nu vreau să spun emisiunea, că ăla, băiatul ăla pare a fi directorul televiziunii și un om serios, aparent. Da? În emisiunea lui se spunea aia, terminați-vă, mă, cu mândra asta, că vorbește gura fără ea. Ăsta nu-i comunicat al Ministerului de Externe. S-a folosit ea așa un pic de pagina aia, că n-are cum Ministerul de Externe să vă puteți imagina asemenea manipulare absolut halucinantă. Și câți necăjiți și neînțelepți au pus botul și au crezut într-adevăr că femeia asta vorbește aiurea în tramvai doar pentru că a fost ziaristă la o mare rețea de televiziune din Statele Unite, nici pe departe. Deschidem și noi telefoanele. Ați văzut dialogul pe bune. Ce facem, frate? Fugim noi sau îi punem pe fugă pe ea care dau foc țării doar pentru anumite interese, fie personale, fie de grup, fie de partid? Am obosit. Eu am obosit într-o țară în care toată lumea, de la copiii de 6-7 ani de aici, de la cale, de pe Calea Victoriei, de pe Câmpineanu, de aici, din zona Ateneului și sălii Palatului, până la ultimul bărbos cu 80 ceva, 90 de ani de viață, din orice comună, din Suceava sau din Timiș, toată lumea știe ce este ăla drept procesual penal, știe ce este aia, cum se cheamă, mandat de reținere și aduce, știe tot. Tot dreptul procesual deja nu se mai dă examen la facultate. De ce? Pentru că toată România este un fel de student la fără frecvență sau la distanță, la drept. Zici că suntem o țară de hoți în totalitate și eu știu că nu este așa. Știu că nu este așa. Am colegi director de imagine, l-am pe inginerul meu de sunet, pe Justin aici. Dumnezeu, oameni care nu fură. Deci nu suntem o țară de hoți. Numai că dacă te uiți la televizor, n-auzi decât DNA, Luluța Chioveși, ăla de la SRI, cum îl cheamă, Dragomir, ăla care vorbește de-abia după ce l-au băgat ei aproape în pușcărie și l-au dat afară din SRI, toți penalii, toți umplu televizoarele de dimineață până seara. Întrebare, ce facem ăștii la alții care suntem mai normali așa un pic, mai fără probleme, da? Mai fără probleme însemnând mai fără dosare penale, mai fără mers aproape săptămânal la DNA, mai fără teama că ne vine aia cu măștile, cu cagulele pe cap și cu berbecul și ne rup ușile în două la șase fix dimineața, da? Asta cred eu că este subiect. Pentru că unde s-a ajuns cu americanii, s-a ajuns taman de la justiție. Nu legile agriculturii, nu legile sănătății, nu legile învățământului, nu a zis ăla cum îl cheamă, Tillerson sau vorbește acolo la ora 18. Șeful diplomației americane, nu este preocupat de legile referitoare la ajutoarele sociale, alea de vorbire mierde de ele. Nu! Legile justiției. Și atunci, uite ce scrie pe ecran. Hai să spunem odată, pe bune, suntem sclavi, suntem colonie a Statelor Unite, al 51-lea stat, mai pune aia o steluță lângă cele 50. Suntem colonie a Germaniei lui Merkel sau a Franței lui Macron. Mă, suntem în drum spre Moscova lui Putin, că poate și acolo e un drum pe care mulți îl doresc și nu vor să-l spună cu subiect și predicat. Unde suntem, cine suntem și dacă verbul cerem Parlamentului Român, folosit în... Aveți comunicatul pe ecran, da? Hai să-l citim înainte de primul telefon. Departamentul de Stat al Statelor Unite își exprimă îngrijorarea față de faptul că Parlamentul României ia în calcul o legislație care ar putea submina lupta anticorupție și ar putea afecta, vedeți, condiționalul optativ, ce bine e folosit de americani. Ar putea afecta independența sistemului judiciar și cere, aici este problema mea, a mea Tudor Barbu. Nu știu altora, nu știu alții cum sunt, dar eu când citesc textul ăsta, singura
problemă pe care o am. Cere Parlamentului să respingă propunerile care slăbesc statul de drept. Am avut o discuție chiar și acum câteva minute înainte să intru în direct cu un VIP de acelea de la noi, de la B1, căruia nu îi se pare că verbul a cere este știre. Corect. Mie mi se pare că e de luat în discuție. Pentru că un minister de externe, ăsta e departamentul de stat american, ministerul lor de externe, cere unui parlament ales democratic într-o țară independentă, suverană, unitară, articolul 1 din Constituție, mă le cere ce să facă cu o propunere legislativă. Aici suntem. De-aia cred că este subiect și de-aia deschidem microfoanele, deschidem telefoanele, deschidem difuzoarele. Mihai, ești primul, te ascultăm. Bună seara. Ia zi cum e, Mihai. Păi cum să fiu, domnul Barbu, nu mi-a plăcut și nici nu-mi plac slugile jegoase și băloase ale americanilor. Și nici nu v-am plăcea vreodată slugile astea jegoase ce am văzut la televizor azi, la unele televiziuni, la toate. Vai de mine, au zis americanii și noi ce facem, mai lasă critică. Suntem niște slugi jegoase și băloase ale americanilor. Din punctul meu de vedere, în altă țară, ar fi dat afară americanii din țară. Imediat ar fi dat afară. Afară din țară cu americanii. Pe Mihai, situația Mihai, asta, Mihai. Că își bagă votul în treburile Parlamentului. Parlamentul este al României, Parlamentul noi l-am trimis acolo, nu americanii. Foarte corect ce spui. N-am nicio treabă cu așa ceva. Tu dacă ai avea decizia, Mihai, dacă tu ai avea decizia, i-ai dat afară pe americani în țară? Da, bineînțeles. Cu tot, cu Deveselu, cu Scutu, cu Cogălnicianu, cu militarii, cu tot. Să-și ia toate sculele de aici să plece, să ne lasă în pace, da? Bravo, Mihai, bravo. Că ne-am săturat. Am înțeles. Mersi frumos, Mihai, a fost primul punct de vedere. Deschidem emisiunea în trombă. Nici nu mă așteptam să fie altfel decât un dialog necenzurat. Mihai din București zice să plece americanii să moară în chinuri, să-și ia jucăriile, să se ducă la ei acasă. Nu mai tăia pe doi că e urât cadrul. Pe trei. Paie trei. Așa, tată, că ăsta e frumos, să vede și ecranul, mă văd și eu, să vede și geamul ăsta mișto cu Calea Victoriei. Unde ai zis că mergem? În Lugoj? Salut, în Lugoj, ești în direct, bună seara! Am onoarea, stimă și respectul, domnul Barbu. Mi se pare absolut corect. Ia spune... Vă mulțumesc din tot sufletul pentru toate emisiunile care le-ați dat până acum. N-am niciun merit. Cum văd ora, am și deschis televizorul la dumneavoastră. Mersi mult, spuneți, mă onorează. Spuneți adevărul. Zim după părerea ta... România, așa cum este ea în ultimele 12 ore după acest comunicat fabulos al Ministerului de Externe de la Washington, are statut de colonie sau de partener al Americii, partener strategic al Americii? Domnul Barbu, am ajuns o pială în cizmă la american, domnul Barbu, dintr-o țară ca o floare. Am ajuns sluga slugilor, nu colonie, domnule, subjugare. De ce spui asta? De ce spun? Fiindcă își bag votul unde nu trebuie. Eu am ales un parlament, am ales acolo oameni ca așa cum sunt. Cum sunt? Așa. Să lăsați să ne lase în pace. Când a fost vorba de niște treburi în justiție cu DNA-ul, a venit domnul ambasador american, a venit nu știu care olandez, a venit nu știu care suedez. Cine sunt ăștia, domnule, să-și vadă de țara lor? Ei sunt mai corupți, domnule Barbu, decât noi. Am înțeles. Încă... Una la mână. Da. A doua. Da. Am văzut că sunteți azi în istorie. Cine ne-a dat independența? Cu cine am luptat noi, domnule Barbu? Cu turcii. Alături de ruși. Mulțumesc, română! În primul război mondial. Acum ce vrei să-mi spui? Că tu... Din Lugoj mă suni la B1 în direct să-mi spui că ți-ai dori să mergem acum alături de marele popor prieten rus? Nu! Că bunicii noștri așteptau după 44 să vină americanii. Băi, știi, vrei să spun ceva? Apropo de războiul de independență și de ruși, să spună fratele tău cum stau lucrurile. Dacă rușii nu erau infatuați, dacă nu erau plini de ei, armata țaristă, dacă nu erau niște proști cu flăcări în 1877, nu eram independenți, pentru că ei au supraevaluat puterea lor militară, s-au dus acolo la Plevna, la Grivița, la Zmârdan, i-au călcat aia în picioare, i-au bătut turcii de i-au ascultat cu stetoscopul și atunci, dându-și seama că o iau pe coaje, că se termină, a cerut ca mamaia noastră. Așa ne-am făcut independenți, pe niște calcule proaste făcute de o armată și de o conducere proastă de la Moscova, mă rog, de la Sankt Petersburg. Da? Da. Nu, domn. Pentru că asta nu pot să vă contrazic, că sunteți țară. Bine. Ce cu americanii? Vă rog din tot sufletul. Să aud o țară întreagă și să știți că la emisiunea asta aveți un rating extraordinar.
am înțeles. Singur rom. Am înțeles. Să nu-ți mai bate botul în treburile noastre interne. Am înțeles. Mersi mult de tot. Mersi mult de tot. Stimațele spectatori, de ce mi-era frică? E cam viață. De ce ți-e frică? Nu scapi. Când faci o emisiune necenzurată cu telefoane de la oameni, de altfel singura emisiune necenzurată în care oamenii își pot spune părerea, poți să ai în primele minute 2-0 și nu la pauză. 2-0 în primele minute, au dat două goluri absolut halucinante, cei care spun să ne lase americanii în pace că nu suntem sclavii nimănui. Adică zici că s-a împuiat și s-a multiplicat Șerban Nicolae în România și au intrat puii pe telefon în direct la B1. Cu speranța că echilibrăm meciul și că mai băgăm un gol și în partea cealaltă, îl avem alături pe analistul de politică externă, Bogdan Chiriac. Bună ziua!